Începând cu luna iulie, comercianții de lebeniță din diferite colțuri ale țării au venit la Zaleu să facă un ban. Pentru a vinde cât mai mult, comercianții ajung să stea și câte 3 luni într-un loc. Dorm în corturi improvizate lângă grămada de lebeniță sau chiar sub cerul liber. De unde sunteți? De la Bechet. De unde? Bechet. Și când ați venit în Zalău? De cât timp sunteți aici? Nu știu, 2 săptămâni sunt aici. De o lună? Și unde dormiți dumneavoastră în tot acest timp? Lângă lebeniță. Aveți cort sau ce aveți? Da, avem un cort. Acolo cortul. Cât timp mai aveți de gând să stați? Încă 2 luni. Și cum merg vânzările? Cam prost. Nu cam alți ani, dar ce să facem, asta e viața. Aveți de gând să vă mai întoarceți la Zalău? Da, la anul. De cât timp veniți, de fapt, la Zalău? 5 ani. De 5 ani de zile. În plimbarea noastră pe la comercianții de lebeniță am întâlnit și o tânără venită tocmai din Turnu Măgurele, care ne-a dezvăluit că această meserie a preluat-o de la părinții ei, care colindau și ei țara să vândă pepene roșu. De cât timp sunteți aici? De 2 luni. Și cât timp mai vreți să stați? Cam o lună. Unde dormiți? Unde stați? Acolo. De cât timp veniți la Zalău? De câți ani? Păi bunicii și părinții vin de 30 de ani, eu vin de 5-6 ani. Deci oarecum e o afacere de familie. Da. Cum merg vânzările? Binișor. Mai bine sau mai rău decât în anii trecuți? Mai rău. Comercianții de lebeniță au fost vizitați în ultima vreme și de polițiști, nu doar de clienți. Poliția locală a făcut mai multe controle care au urmărit în special ca vânzările să se desfășoare cu acte în regulă. În urma controlelor, 3 comercianți s-au ales cu avertismente, deoarece numele de pe certificatul de producător nu corespundea cu numele persoanei care vindea pepenii.